Ieri seară, într-o postare pe pagina sa de Facebook, liderul PSD Buzău, Marcel Ciolacu, declară că a fost surprins de faptul că senatorul Victor Mocanu și-a anunțat intenția de a redeveni președinte al Consiliului Județean din partea PSD. Șeful social-democraților buzoienii transmite lui Victor Mocanu că, potrivit criteriilor de integritate, nu va avea dreptul de a candida până nu își rezolvă problemele în justiție, în dosarul privind așa zisa inaugurarea maternității. În replică, senatorul Victor Mocanu recunoaște că vrea să candideze la Consiliul Județean, dar că nu liderul organizației județene decide dacă poate sau nu să candideze. V-ați exprimat intenția de a merge pe listă pentru a fi promovat președinte al Consiliului Județean? Deci de a candida pe lista de consilieri județeni și să, bineînțeles, având în vedere ceea ce cred eu că trebuie să se întâmple, să candidez și pe urmă să-mi exprim și cealaltă dorință, dacă avem putință pe urmă. Dar până la putință trebuie să avem întâi voință. Președintele PSD nu dorește să candidați dumneavoastră, în sensul că vrea o schimbare. Nu pot. Ce schimbare? Schimbarea cu Neagu? Nu. Deci, încă o dată, de a-i da o mână de ajutor actualului președinte ca să n-aibă contracandidat e cu totul altceva și eu poate îl înțeleg, dar asta nu înseamnă să frustăm populația Buzăului de a alege pe cine dorește și pentru ce dorește să aleagă un candidat. Mai mult, în aceeași postare de pe Facebook, președintele PSD Buzăul acuză de trădare pe senatorul Victor Mocanu, despre care spune că ar fi avut o întâlnire cu lideri PNL de la centru. Surse politice ne-au precizat că Mocanu este suspectat că a avut o întrevedere la nivel înalt cu șefii liberali, discuție la care ar fi participat și fiul său, deputatul Adrian Mocanu, fostul senator Ion Vasile și primarul comunei Berca, Valeriu Marcu. Senatorul Victor Mocanu neagă cu vehemență existența unei astfel de întâlniri și îl acuză pe liderul Marcel Ciolacu de comportament dictatorial. Dom'le, deci n-a avut loc nicio întâlnire și eu nu înțeleg dacă el este un om politic. Ce înțelege el din politică? Că oamenii trebuie să se alinieze cum dorește el sau fiecare are libertatea de a decide să candideze, să nu candideze? Dacă chestiunea asta i-a fost impusă de la centru, că n-are voie decât ce zice Marcel Ciolacu, eu nu fac parte din această structură a lui. Noul război din PSD Buzău abia a început. Liderul Marcel Ciolacu susține că va cere în cadrul Comitetului Executiv Județean un vot în privința senatorului Victor Mocanu, sugerând că se gândește la o propunere de excludere din partid.